Science fiction-ul este unul dintre cele mai interesante genuri din literatură. Nu doar că investigează cele mai importante întrebări despre umanitate, dar o face prin elemente de acțiune, dramă, romanță, aventură și mister. Ne permite să ne uităm la reacțiile imaginate ale societății, privire la noi tehnologii, noi rase sau lumi străine. Genul science fiction are ceva pentru toți cititorii. Este greu să alegi o serie din cărțile science fiction esențiale, având în vedere cât de mult există, dar sunt câteva care ies în evidență. În cadrul campaniei de comunicare a științei deschide cartea science fiction, promovăm cărțile îndrăgite de cititori. Odiseea spațială este o serie științifico-fantastică a autorului britanic Arthur Clarke. Seria explorează sistemul solar, în special planeta Jupiter, cu sateliții ei și prezintă evoluția vieții inteligente în cadrul acesteia. Povestea începe acum 4 milioane de ani, cu imaginea strămoșilor, oamenilor, bipezi, organizați în grupuri, însă total inofensivi și terorizați de carnivore. Un obiect misterios își face apariția, monolitul, care le dă un șut intelectual oamenilor primitivi, astfel încât ajunge la situația de astăzi. În cele patru cărți sunt prezentate viețile unor indivizi, Bowman, Floyd, Hull, prin prisma experiențelor lor cu monolitul. De asemenea, cu acest prilej, autorul prezintă propria viziune asupra evoluției civilizației, de punct de vedere tehnologic, social, moral, peste 1000 de ani. Nu cred că există o carte science fiction mai înspăimântătoare decât 1984, care ilustrează o societate distopiană, ce își supraveghează cetățenii în cele mai intime clipe ale experienței lor. Din păcate, supravegherea la nivel global în zilele noastre mă face să cred că suntem mai aproape de lumea imaginară a cărții 1984 decât ne-am fi dorit, cea în care Big Brother te urmărește la orice pas. Novela lui George Orwell îl are în centrul său pe Winston Smith, un membru al păturii de mijloc, al cărui rol este să rescrie pasaje din ziarele vechi pentru a șterge astfel diverse întâmplări din istorie pentru a se potrivi cu declarațiile actuale ale guvernului, în timp ce se luptă să-și păstreze individualismul și gândirea independentă, pedepsite de multe ori moartea de către regimul aflat la putere. De departe, seria Fundația este cea mai cunoscută din toată biografia lui Isaac Asimov, serie din care inițial au făcut parte doar trei cărți, Fundația, Fundația și Imperiul, a doua fundație. Însă a fost extinsă ulterior cu mai multe titluri și nu doar atât, dar foarte multe romane ale autorului se desfășoară în același univers al Fundației, notabile fiind cărțile din seria Roboților, care s-au bucurat de o ecranizare de succes în filmul întâi, Robot, Eu Robotul. Poveștile din seria Fundației îl au în centru pe Harry Seldon, un matematician care a inventat psihoistoria, o știință capabilă să prezică viitorul pe scară largă în funcție de acțiunile curente ale maselor. În urma descoperirii că urmează o perioadă întunecată de aproximativ 30.000 de ani, cu alternativa unei ere de tranziție mai scurte, de doar 1.000 de ani, Seldon întemeiază fundația în scopul de a se asigura că omenirea va merge în cea de-a doua direcție. Cartea Solaris, scrisă de polonezul Stanislav Lem și este o dovadă că nu doar americanii pot scrie romane science fiction memorabile, fiind considerată de mulți critici o capodoperă a literaturii universale, nu doar a genului science fiction. Povestea urmărește un echipaj însărcinat să cerceteze suprafața oceanică a planetei Solaris, care se dovedește o entitate cu abilitatea de a-i face pe cercetători să-și manifeste propriile temeri, ascunse în cele mai adânci cotloane ale subconștientului. Povestea a fost ecranizată de două ori, primul film, cel regizat de Andrei Tarkovski, fiind considerat cel mai bun. Mașina timpului, de Herbert George Wells. Captat o afinitate pentru ideea de a călători în timp, împreună cu paradoxurile asociate acestei noțiuni din trilogia Back to the Future și din cartea The Time Machine a lui Herbert George Wells, publicată la sfârșitul secolului XIX. Și alții creditează cartea cu popularizarea conceptului de călătorie în timp, folosind un vehicul special conceput pentru a selecta odată
de aterizare în trecut sau în viitor, în funcție de dorința șoferului. Cu multe alte novele ale autorului, precum Omul Invizibil și Războiul Lumilor, Mașina Timpului s-a bucurat de multe ecranizări și adaptări pentru televiziune, fiind piatra de temelie pentru multe alte povești care se bazează pe ideile schițate de Wells. Cartea Viața pe Marte, de Jennifer Brown, ne prezintă o fetiță în vârstă de 12 ani, Artie, care face parte dintr-o familie pasionată de privitul în stele. În dorința lui cea mai mare este de a găsi viața pe alte planete. Prima țintă a căutărilor sale este Marte, planeta cea mai apropiată de noi. Și seara de seară își îndreaptă telescopul înspre ea pentru a fi primul care descoperă marțienii. Însă totul amenință să se termine când părinții anunță că se vor muta în Las Vegas. Și de parcă toate astea nu erau suficiente, trebuie să stea la vecinul său, un fricoșător, pe care îl bănuia că e de fapt un zombie. Cât timp ei se duc să caute o casă nouă. Dar ceea ce părea a fi un coșmar se transformă aventura vieții sale. Vecinul nu doar că nu este un zombie, dar e chiar Cash Maddox, un post-astronaut de la NASA, acum la pensie. Alături de Cash, Artie are ocazia să afle minunatele taine ale cosmosului, dar și să descopere că adevărata prietenie nu ține cont de vârstă. Un roman cu umor din plin și cu numeroase aventuri extraterestre, ideal pentru mici astronauți în devenire.